Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce vor tinde energiile din această ceașcă astăzi, ce vom afla nou din dârele trasate în cafeluță, ce vom ști astăzi despre ziua aceasta minunată de joi, 23 martie 2023. Iată, avem de două ori cifra 23 în această dată, așadar se pare că cifra 5, 2 plus 3 făcând 5, da? Cifra 5 va fi cu noroc pentru voi în această zi. Dar, dragii mei, haideți să trecem la treabă. Țin să vă mulțumesc în primul rând pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc în timpul zilei de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare, simt că fără acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 23 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani și să aibă parte de tot ceea ce este mai bun în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem, iată cum arată ceașca de astăzi, dragii mei. Așa arată ceașca. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Haideți să vedem și astăzi, iată, s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, aceasta însemnând o serie de noi vești bune care vor veni pentru voi și care se vor răsfrânge cu lacrimi de bucurie în viața voastră. Așadar, atenție la aceste vești pentru că vă vor bucura extraordinar de mult. Da? Haideți să vedem ceșcuța. Dragii mei, se vede aici o mireasă. Văd cum vă luați rămas bun de la mama voastră și o broască țestoasă. Ieși din casa mamei tale, din casa părintească și te duci la casa ta, la cuibul tău. Între voi, dragele mele, între tine, draga mea, și familia ta, văd că a fost un topor alb. În trecut, ai sfărâmat toate zidurile care s-au pus în fața ta să nu te căsătorești sau să nu ai o relație, să nu ai un partener și așa mai departe. Da? Ai avut foarte multe ziduri, foarte multe piedici în calea ta, dar iată că ai reușit să răzbești de ele. Dragii mei, văd că dușmanii nu vă dau pace, iar voi veți afla cine sunt acele persoane care vă vorbesc pe la spate. Da, și văd că o să vă enervați, dar, dragii mei, trebuie să stați calmi pentru că tot aceste persoane vor cădea în propria lor groapă. Iubiții mei, se vede aici o inimă jumătate albă, jumătate neagră. Asta însemnând că pe jumătate ești fericită sau fericit, pe jumătate ești supărat sau supărată. Doar tu poți ști motivele pentru care te afli în această stare. Jumate așa, jumate așa. Cifra 23, dragii mei, se vede aici. Se pare că în 23 de zile, dacă sunteți supărat sau supărată cu cineva, o să vă împăcați, dragii mei. O să fie foarte bine din nou între voi. Cu sănătatea, să știți că o să vă meargă bine. Financiar o să fie din ce în ce mai bine pentru voi. Din casa voastră, cel mai important este că vor dispărea certurile, neînțelegerile. Văd aici două persoane care se îmbrățișează. Soțul vine să-și ceară iertare. Dacă te-ai certat cu iubitul, de asemenea, te vei împăca și vă veți reface relația pentru că vă iubiți foarte, foarte mult. Draga mea sau dragul meu, văd că ești singur sau singură de ceva timp și ai momente când crezi că așa vei rămâne pentru totdeauna. Văd că unele persoane dintre dumneavoastră sunt chiar văduve. Te temi că nu vei găsi și pentru tine un suflet cald care să-ți aline durerile. Dar să știi că universul nu va rămâne impasibil la rugăciunile tale. Universul îți ghicește de fiecare dată cele mai ascunse dorințe.
Nu este nevoie să vorbești, nu este nevoie să ceri, pentru că sufletul tău grăiește. Nu există nicio voce mai puternică decât cea a sufletului tău. Și iată că vei primi și tu în dar această întâlnire minunată cu un suflet exact așa cum ai visat, un suflet cald ca al tău, alături de care vei începe o relație. Între voi se va naște o iubire ca în filme. Veți fi foarte, foarte fericiți. Dragii mei, apare aici un pom plin cu păsări. Văd că vă vin o mulțime de vești bune, o să fiți foarte fericiți sau foarte fericite, fie în muncă, fie în dragoste, fie în sănătate, da? O să aveți zile însorite datorită acestor vești. Cei din zodia Balanță, dragii mei, văd că nu vă găsiți locul, aveți ceva în suflet și ați vrea să spuneți cuiva. Dar mai bine treceți mai repede la treabă și faceți ceea ce v-ați gândit să faceți, pentru că dacă mai stați, să știți că vă va sta și norocul, dragii mei. Pentru cei cu literele T, A și M, să știți că vă vin bani și vești deopotrivă. Poate ați depus niște acte pentru o muncă, să știți că este foarte posibil ca în perioada următoare să vă cheme la acea muncă și să plecați, să fiți foarte fericiți că puteți pleca spre acest job care va fi foarte bine plătit, foarte bine remunerat și va consta în meseria pe care dumneavoastră o cunoașteți cel mai bine. O cruce albă de asemenea se vede aici, poate vrei să faci un parastas, văd că ești o femeie foarte credincioasă, văd că tot te-ai rugat în ultima perioadă și tot ceea ce tu te-ai rugat, să știi că o să se împlinească, draga mea. Văd că ați ieșit la un drum, plecați undeva în străinătate să munciți, să câștigați bani, dar văd că ați lăsat în urma voastră un copil. Însă văd că vei avea foarte mult noroc în acest drum, chiar dacă ai cheltuit mult cu el. Sau este posibil să te întorci în țara ta, vii din afară, cu mâinile pline, veniți încărcați de tot ceea ce vă trebuie, de bani, cu fericire, cu bucurie. Toate aceste lucruri le aduceți cu voi în familia voastră, care va fi foarte, foarte bucuroasă la vederea voastră. Aceia dintre voi care sunteți încă certați cu persoana iubită, să știți că acea persoană vine la voi să vă ceară iertare. Poate că este iubita sau iubitul vostru și vă trimite un mesaj prin care îți cere iertare. Văd de asemenea că unele dintre voi, dragele mele, sunteți cerute în căsătorie. Văd că veți cumpăra împreună cu partenerul, cu partenera voastră, o mașină. O să mergeți cu mașina, să știți, undeva în aer liber, să petreceți câteva ore de relaxare în natură. Și vă veți simți foarte, foarte bine cu partenerul dumneavoastră. În casa voastră, dragii mei, să știți că intră fericirea, toate greutățile au plecat, chiar dacă mai simțiți uneori un gol în suflet, de parcă vă lipsește ceva, poate vă lipsesc copiii, poate iubirea vă lipsește, dar văd că toți norii au plecat de deasupra casei voastre, de deasupra voastră și vor veni și pentru voi zile însorite, zile senine. Cei care sunteți singuri, dragii mei, am mai spus și la începutul acestei cafeluțe, în perioada următoare este posibil să primiți și voi mângâiere, să întâlniți o persoană potrivită pentru voi și să ieșiți la o întâlnire romantică în oraș. Cu această persoană văd că o să aveți o relație îndelungată, da? Și veți fi foarte, foarte fericiți. Mai apar aici, dragii mei, foarte multe drumuri pe care le veți face și un strop de ploaie. Toate drumurile sunt cu noroc pentru voi. Apar în fața voastră pentru fericirea voastră, spre căsătorie. În trecut văd că ați avut foarte multe blocaje de a nu vă căsători,
Dar acum văd că întâlniți și voi pe cineva, posibil cu litera T sau F, în nume sau prenume, și veți fi foarte bine cu această persoană, astfel încât veți ajunge și la căsătorie. Se vede aici o lumânare aprinsă, dragii mei. Cei care aprindeți lumânări în casa voastră, să știți că se deblochează drumurile în dragoste, drumurile financiare. Acel foc care arde din lumânare, să știi că îți arde toate blocajele și toate negativitățile din calea ta. Dragii mei, se vede aici un leopard. Este o persoană care vă pândește de departe, este foarte invidioasă în legătură cu voi. Această persoană, să știți că va arunca o vrajă asupra voastră să vă despărțiți, cei care sunteți în relație, sau pentru cei care sunteți singuri, să rămâneți singuri pentru totdeauna. Veți avea astfel, cei care sunteți în relație, veți avea o criză de gelozie la adresa partenerului, dar să știți că vă veți reveni destul de repede. Mare atenție, pentru că s-ar putea să vă pierdeți iubitul sau iubita. Draga mea, văd că primești un buchet de flori cu o ocazie specială. Poate îți servezi ziua de naștere sau poate aveți un eveniment în familie. Văd că sărbătoriți, este posibil să sărbătoriți un succes de la locul de muncă sau nașterea unui copil. Da. Acestea fiind spuse, dragii mei, haideți să vedem și dorința voastră. Iată cum s-au scurs aici toate negurile, toate lucrurile întunecate din casa voastră, din sufletul vostru. Dorința voastră, să știți că mai are puțin de așteptat până să se împlinească. Văd că în casa voastră totul o să meargă bine, vor intra fericirea, iubirea. Și văd că veți avea parte, dragele mele, din partea iubitului vostru, o surpriză, de o surpriză, da? Veți avea parte de această surpriză care vă va lua pe neașteptate, așa, da? Va veni pe neașteptate pentru voi. Și vă veți bucura foarte, foarte mult. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!